Of, doamne, vin de la o întâlnire de la bancă și uh, am vrut să fac și un transfer destul de mare de bani undeva la 550 de lei. Bă, și au sărit toți pe mine că stai puțin, dar de unde-ți banii ăștia? Unde vrei să-i trimiți? Ce faci cu ei? Din ce surse? Completează formularul ăsta, semnează sentința, sacrifică o capră, dă ne și parolele de la social media ul tău. Trebuie să ne asigurăm că totul e în regulă pentru suma Nu putem să trimitem oricând, oriunde, cum vrei tu, așa că nu ești tu pielea. Bine, hai că am exagerat eu un pic cu povestea asta. Însă, ce vreau astăzi să subliniez este faptul că băncile sunt pe ducă și o să-ți explic de ce. O să-ți explic azi cum încrederea în bănci este la minim istorice, o să explic cum va impacta chestia asta, piața, pentru tot deceniul până în 2030 și cum ne va afecta investițiile personale. Afecta în mod pozitiv sau negativ. Rămâne la latitudinea ta și la longitudinea mea. Asta vom discuta azi. Dacă nu știi cine sunt și cu ce mă ocup, sunt eu și mă ocup cu ce vreau în fiecare zi. Poți să lași un subscribe acum că mă cunoști mai bine. Dar dacă mă urmărești de ceva timp, ți-am dat blueprint pentru ce o să facă piața în 2023, 2024, 2025 și inclusiv până în 2030. Perioada în care ne situăm acum seamănă foarte mult cu o perioadă din anii 20, înainte de Marea Depresie, care s-a soldat cu un boom economic, mai ales în piețele de capital, care piețele de capital, inclusiv stock market inclusiv S&P-ul și companiile care se listau atunci, erau nereglementate. Asta se întâmplă acum în cripto. Încearcă să reglementeze un spațiu care este o piață emergentă nouă. Și o să legăm un pic, da, discuția de azi de sistemul bancar cu cripto. De ce? Care e diferența majoră, fundamentală, între sistemul bancar clasic pe care noi îl folosim, pe care ți-am explicat mai devreme că am fost și am fost limitat cu tranzacții, cu chestii, versus spațiul cripto începând cu Bitcoin, unde nu există limitări la modul ăsta, sau poate limitările sunt mult mult mai mici. Gen, pot acum să-ți trimit 100 de milioane de dolari în Bitcoin, prin rețeaua Bitcoin, în decurs de maxim o oră, cu fiuri de 8, 9, 10 dolari, fără să știe nici drag, fără să mă blocheze nimeni pe drum, pentru că nu există intermediar în rețeaua Bitcoin. Bitcoinul nu pleacă niciodată în rețea. E, copy-paste în spațiu cripto, pentru că na, codul Bitcoin este cod sursă, care a fost deschis, spre copiere, așa s-a născut practic tot spațiul cripto mai departe. Peer-to-peer, adică trimit bani sau, mă rog, Monedele astea, într-un ecosistem închis unde nu există intermediar. E Acum, diferența fundamentală dintre Bitcoin și Crypto o știm: faptul că există o echipă în spate care controlează niște chestii, poate să rescrie codul mai există baguri, se mai fac hack-uri, ceea ce în rețeaua Bitcoin nu există. Asta e diferența fundamentală între cele două. Dar o altă diferență fundamentală între cripto în general versus sistemul bancar este că sistemul bancar nu deține lichiditățile. Criptomonedele pe care tu le vezi în portofelul tău, digital mă refer, alea sunt acolo și sunt protejate prin criptografie. De aceea se numește cript. Deci un sistem fără lichiditate, care poate să creeze oricând lichiditate, dar are și intermediar, adică spațiu bancar clasic, versus un sistem care la Bitcoin, de exemplu, nu are cum să creeze extra Monede. Nu există cineva să creze extra monede. Deci, practic, avem un sistem fără lichiditate, ce folosim în ziua de azi, și un sistem cu lichiditate. Asta este diferența fundamentală. Hai să trecem mai departe. Băncile, pentru că au sistemul ăsta foarte, foarte restrictiv, mai ales acum, încep să nu mai fie interesante pentru omul de rând care investește oriunde. Și aici nu o să mă refer la cripto. De exemplu, vreau să-mi fac un cont pe Trading212. Trebuie să trimit din banca mea, prin IBAN, bani în contul respectiv și acolo să investesc. Sau pot să plătesc cu cardul. Asta e altă discuție. Dar hai să luăm diferența fundamentală. Deci durează, da? Du-te vino și la fel, dacă trebuie să retrag, același lucru. Și durează. 2-4 zile lucrătoare. E, în momentul ăsta ce face trading 212? Își lansează propriul card. Mare atenție își lansează propriul card. Ce înseamnă chestia asta? Înseamnă faptul că nu mai trebuie nici măcar să -ți ții bani în bancă sau să-i scoți înapoi în bancă, poți să-i ții pe platforma respectivă, pe exchange, și acolo, după ce vinzi sau cumperi acțiuni, cu cardul tău poți să plătești la magazin direct, fără să mai faci chestia asta cu 2-4 zile lucrătoare. Mergem mai departe. Binance sau uite, gate.io, KuCoin și apoi ne referim și la Revolut. Dar exchange astea și-au format și ele propriile carduri sau au un partener care au un card sau măcar o aplicație digitală unde poți să trimiți criptomonede și să plătești direct cu ele la magazin. Și din spate le aduce lor cash flow. Deci, practic, ce înseamnă și chestia asta? Nu mai e nevoie de bancă. Rulezi totul în alt sistem, în sistemul ăsta alt, alternativ. Fie că e vorba de acțiuni, fie că e vorba de criptomonede. Nu contează. Și toate își lansează acum carduri. În același timp, ce mai fac toate? Și Binance, și Gate.io, și KuCoin, inclusiv Trading 212. Poți să împrumuți acțiunile tale și să câștigi un APR, adică un annual percentage rate. Adică să primești un randament pentru faptul că, chiar dacă nu-ți vinzi aseturi, adică criptomonedele sau acțiunile, tu o să primești pentru că le ții la ei și nu le vinzi, o să primești un return în lor. Deci asta ce înseamnă? Că nu mai ai nevoie încă o dată de sistemul bancar. Pe exchange-uri protocolurile sunt destul de simple, cu staking, cu lending, borrowing, etc. E, eh, acum trecem la discuția despre Revolut. Revolut este o aplicație fintech, care a devenit inclusiv o bancă în momentul ăsta. Dar ce au făcut? Te-au lăsat inclusiv să cumperi cripto și acțiuni să le ții la ei să primești aceleași servicii, ai și un card pe care poți să-l folosești după aia cu banii, ca să nu mai trebuiască să mergi în altă bancă și practic un închis ecosistem. Bă, nu mai e nevoie de bănci. De ce să faci transferi, bani, chestii, nu știu ce? Și uite așa o să se pierdă foarte, foarte mulți clienți din sistemul bancar clasic. În același timp în care lumea își pierde, re reținem, da, chestia asta, lumea își pierde încrederea. Ăștia nici măcar nu mai au cu ce să vină la noi. Trebuie să vină cu, nu știu, dobânzi la contul de economii de 5-6% ca să ne convingă practic să ține bani la ei. Dar nici măcar așa nu se poate să asta. Pentru că sistemul ăsta alternativ unde noi vom fi nevoi să investim. De ce? Pentru că inflația o să fie în creștere. Chiar dacă acum a scăzut, o să avem inflație în creștere, o să avem inflație mare peste tot în lumea asta, până la sfârșit de deceniu inclusiv. Asta este o altă componentă majoră pentru catalistul ăsta care duce la sistemul bancar clasic, care nu ne mai place și în care nu mai avem încredere, spre sistemul ăsta nou, unde avem investiții pe aici și pe acolo, rulăm banii în ecosistem închis și cheltuim banii oricând avem nevoie de acolo direct, fără să mai transferăm și să mai suferim fiuri și exchange-uri, pentru că schimb din euro în lei și ai nevoie de lei. Nu, Ăștia o să facă parteneriate cu Mastercard, Visa și o să-ți dea carduri de folosit practic direct din ecosistemul lor, banii pe care i-ai acolo, fără să mai fie nevoie să transferi banii aia în sistemul bancar. Asta va fi foarte, foarte dăunător pentru bănci. Și acum trecem la discuția despre bănci, foarte pe repede înainte. Cum funcționează băncile ca să poți să facă bani? Odată, bani din fiuri, comisioane, etc. În al doilea rând, când eu, ca depozitor, Mă duc la bancă și depozitez o sumă, 10.000 de euro. Banii ăia, pentru că, încă o dată, băncile nu funcționează cu un sistem de lichiditate, n-au lichidități. Banii ăia, ei, automat îi iau și îi reinvestesc. Adică îi reîmprumută pe la alte persoane. Sau corporații sau stat pentru titluri și obligațiuni de stat. Așa funcționează în majoritate sistemul bancar din SUA. Și e foarte important să ne raportăm la SUA acum, pentru că dolarul este dominant la nivel mondial. 60% din tranzacții se întâmplă în dolar. E, dacă te uiți în momentul ăsta prin lume, o să vezi că peste jumate din țările lumii au inflație din două cifre. Părerea mea, umilă. Și nu e nimic umil la mine, vorba cuiva. Este că inclusiv dolarul în deceniul ăsta, până la sfârșit, o să aibă o inflație tot din două cifre. Asta, în teorie, înseamnă hiperinflație. Adică, ăștia din sistemul clasic bancar vor fi nevoiți să printeze în continuu bani pentru că nu au lichiditate să susțină. Lumea își ia lichiditatea și se duce în noul sistem. Unde poate să joace? Pe o platformă, pe un exchange, pe niște criptomonede și nu mai vrea să plece de acolo pentru că nu mai are de ce. Poate să rămână în ecosistem chiar dacă și-a vândut acțiune sau criptomonedele și să cheltuiască banii direct la unde vrea. Să cumpere mașină, să-și financeze o afacere, să-și cumpere casă inclusiv. Chiar și așa vor putea să facă chestiile astea, fără să mai aibă nevoie de bancă. Așa că deceniul ăsta. Pentru că vom avea lipsă de încredere din ce în ce mai mare în sistemul bancar. Deci lumea va pleca din sistemul bancar clasic și se va duce în alte părți, unde este mai accesibil și mai facil pentru ei. Te-am explicat adineva. În al doilea rând, inflație care va fi în creștere. Adică lumea va fi mult mai stimulată și mental, dar și economic să investească banii undeva. Unde vor investi banii ăștia? Unde este cât mai simplu posibil? Prin 3 clicuri maxim. Pe un exchange, fie că e de cripto, fie că e de TradFi, fie că este Revolut, o bancă care are serviciile de genul ăsta. Deci băncile, în al patrulea rând, vor fi nevoite și ele să ajungă sau să vină spre sistemul sau măcar să-l adopte. Adică să poți la banca ta să investești în criptomonede, alte acțiuni, bla bla bla. Și vor trebui practic să fie foarte vocali cu asta și să marketeze. De ce? Ca să nu piardă clienții. De ce? Pentru că clienții ăștia, încă o dată, 1, 2, 3, 4 motive vor avea să plece din sistemul bancar clasic. Și din momentul în care s-au mutat în alt sistem, care funcționează mult mai ușor, rapid, vor putea cheltui gainurile de acolo, Instant, fără să mai facă transferul în altă parte. Se vor obișnui cu sistemul ăla. Nu vor mai vrea să plece de aici. Să meargă înapoi într-un sistem foarte, foarte vechi, antic. Asta la ce va duce? Va duce la o manie, literalmente, o manie de investitori. Adică inclusiv bunica ta va vrea să investească și va căuta metode. Încă se caută metode, doar că metodele alea sunt foarte, foarte precare. Dau de se pare online care le cer bani, bagă 5.000 în fondul ăsta, nu trebuie să știi tu mai multe, îți dau eu profiturile când te sun eu. Și oamenii pentru că încă o dată, au chestia asta mental, știu că inflația le mănâncă bani, simt chestia asta, văd cum s-au scumpit totul la raft și sunt stimulați și fizic și mental și economic să facă ceva cu banii. Din păcate, momentan nu fac ce trebuie cu banii. Adică îl dau altora, cu speranța că o să le dea profituri majore. Dar încă o e vorba de sentimentul de turmă. Ăsta va fi în deceniul ăsta. Vor căuta practic să investească. Și într-un final vor ajunge în sistemul ăsta nou. Fie că e vorba de cripto, fie că e vorba de exchange sau bănci fintech, cum e Revolut, unde vor avea tipul ăsta de servicii. Să investești direct acolo. Dar să ai și banii de pâine tot acolo. Ăsta va fi practic nou sistem și dacă sistemul bancar nu se adaptează la nevoile astea ale noastre, sistemul bancar va fi Adio. Probabil vor rezista doar băncile mari, care probabil vor acapara multe exchange-uri de genul ăsta și bănci fintech tehnologie mult mai rapidă și băncile comerciale clasice vor fi pe ducă pur și simplu pentru că nu sunt în stare să se adapteze. E eh, de ce nu ăsta eu l-am denumit The Rolling Twenties, exact cum a fost din 1921 până în 1932 la Marea Depresie? Deci mania asta nu este neapărat un lucru bun, adică nu va reprezenta o creștere sustenabilă. Creșterile parabolice, mai ales în decurs de ani de zile, nu sunt sustenabile și întotdeauna se soldează cu deflație, adică cu depresii, recesiuni, depinde cât de nasol o să fie și părerea mea e că după 2030 o să fie destul de nasol. Dar până atunci, până atunci, înțelege componentele astea două, deci ușor, ușor ajungem la modificarea sistemului financiar. Lumea va vrea foarte repede, foarte eficient, foarte nou, foarte ușor de folosit, unde am banii de investiții să am și banii de pâine. Inflația va crește, Alimentele în continuare se vor scumpi, pentru că motorina și benzina se vor scumpi, iar prețul asseturilor, mai ales în stock market și mai ales în cripto, literalmente vor bubui decenios. Și deci toată lumea va fi stimulată, fie că vor fie că nu vor, să devină investitori. Asta este ce vorbesc de aproape un an jumate și pe asta mă concentrez de acum pe canalul meu de YouTube, pentru că în trecut am făcut multe chestii despre multe lucruri. Business cu finanțe personale, amestecat cu cripto, amestecat cu deea, cu mașină, cu casă, cu vlogging, cu dracule. Nu Acum vreau să mă concentrez doar pe chestia asta pentru că mi se pare cea mai importantă. De ce ăsta suntem nevoiți să devenim cu toții investitori? Altfel știm clar sau simțim clar că banii pe care îi muncim nu vor mai fi de ajuns încât să ne plătească nici măcar pâine la magazin. Va fi o accelerare de inflație, tocmai de astea aseturile se vor scumpi. Accelerat. Lasă un comentariu dacă ești de acord, lasă un comentariu dacă nu ești de acord și dacă nu-mi știi teoria pentru anul ăsta, inclusiv pentru anul viitor, vezi clipul ăsta cu predicții pentru 2024 și dacă vrei să înveți chestiile astea și cum se investește, în ce, și când, îți recomand să intri pe notorius.io, fă abonament azi, încearcă o lună de probă măcar și vezi acolo jocul de lichiditate, care este practic tot ce contează în ciclurile astea despre care vorbim. Și o să vezi exact faza de ciclu în care suntem acum și cum se mută banii în economie. Apoi mergi la analize lunare, care sunt vreo 60 -70 la număr. Acolo facem update-uri de piață în fiecare lună ca să vedem când vinde câte puțin, cumpărăm câte puțin sau vindem tot pentru că urmează reversul, adică scăderi majore în piață, exact cum o să vezi în clipul despre predicții. Și mai apoi, părerea mea, că din 2025, după ce își revine piața, o să avem super mega agresive până la sfârșit de deceniu. Deci dacă vrei să înveți chestiile astea ca să fii pregătit, îți recomand încă o dată Notorious.io simplu. Vezi prezentarea pe site, că acolo am explicat ce primești. O să fii și pe Discord. Suntem vreo 2000 de oameni, vorbim aceeași limbă și ne pregătim de chestia asta de un an și ceva. Și în majoritate am făcut o grămadă de bani împreună. Te așteptăm dacă vrei și tu să ajungi, dar nu uita, dă fugă la bancă foarte, foarte repede și vezi ce restricții ți-au pus Nenorociți ăștia în continuare. Glumesc sau nu? Adio.